Medicii de la Spitalul de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava au de-a face cu trei cazuri de infecție cu virusul West Nile. Toți trei pacienții au vârste peste 80 de ani, iar unul dintre ei a și decedat după două zile de spitalizare. Bărbatul în vârstă de 83 de ani a venit în unitatea de primire a urgențelor cu febră mare și dureri cumplită de cap. Inițial, medicii l-au diagnosticat cu meningită, dar analizele au indicat faptul că este vorba despre virusul West Nile transmis de către țânțari după efectuarea punctiei și examenului lichidului cefalorahidian s-a identificat virusul West Nile. Pacientul de 83 de ani din păcate a decedat, acesta având și importante comorbidități care s-au agravat pe parcursul internării. Un alt pacient în vârstă de 88 de ani este internat în secția de anestezie-terapie intensivă, în stare foarte gravă. Acesta a fost adus la spital de către familie la sfârșitul lunii iulie. Iar pacientul de 88 de ani, de pe 1-a-8-a, este în secția de terapie intensivă, datorită agravării stării generale. O evoluție nefavorabilă și stare în continuare gravă. O evoluție mai bună a bolii a avut-o un alt pacient în vârstă de 81 de ani, care după două zile de tratament și a revenit și a fost externat. Medicii spun că infecția cu virusul West Nile îi doboară pe vârstnici și pe cei cu sistem imunitar slăbit. În restul cazurilor, boala se manifestă ca o răceală ușoară sau poate fi asimptomatică. Infecția se produce în urma înțepăturii de țânțari infectat cu acest virus, țânțarii de la noi preluând virusul aparent de la păsările migratoare.